indicați formele corecte. Mi-ar place sau mi-ar plăcea. Voi citi puțin mai rar ca dumneavoastră să vă și gândiți care formă este corectă. Sigur, dacă găsiți și o explicație, bine ar fi. Pentru că, v-am spus și cu altă ocazie, explicația sună mai bine, nu ne mulțumește. Da? Nu așa ne gândim că sună mai bine sau mai puțin bine. Deci, mi-ar place sau mi-ar plăcea, da? va cade sau va cădea, a tace sau a tăcea. Ei, aici, aici, să vedem care formă este corectă sau poate că sunt mai multe forme și dacă da, câte sunt și care sunt. Aș vrea să fiți sincer cu dumneavoastră cum spuneți, cum spuneți și cum scrieți. E un cuvânt foarte folosit, nu-i așa? Acesta, dar știm să-l scriem corect și să-l pronunțăm ca atare. Avem, observați, pentru dumneavoastră cinci propuneri. Da? Care este cea uh, potrivit, uh, cea uh, pe care normele o acceptă și, sau cele pe care normele uh, le acceptă? Uh, nu, nu, nu citesc ca să nu vă influențez în vreun fel. De aceea, um, observați că am evitat să citesc uh, uh, formele propuse, da? dar uh, le vedeți, sunt, uh, sunt uh, cinci. Mai departe este președinție președenție sau preșidenție sau poate că tot așa sunt două forme corecte sau poate că sunt toate trei. Tunele sau tuneluri da? Tunele sau tuneluri aceiași grupă sau aceeași grupă înainte să și cum scriem, da? Nu doar cum pronunțăm. Cum scriem greșala cu a după ș sau uh, cu ea după Ș și creând, creind, scuzați-mă, sau, sau creând, care formă este corect.